La seminar au venit astăzi medici din Timișoara, București, Craiova și Târgu Mureș. Este un seminar care precede cumva ziua de mâine, când sărbătorim 121 de ani de la înființarea spitalului din orașul nostru, și ne-am gândit, astăzi este la a patra ediție, că această zi de sărbătoare să fie precedată și de un seminar, de o conferință medicală, în care medicii din spitalul nostru și din alte spitale din județ, precum avem invitat și o serie de profesori din Centrul Universitar Craiova, mâine o să apară și din București, Timișoara și Târgu Mureș. Autoritățile locale din Târgu Cărbunești se mândresc cu acest spital care are dotări moderne. Da, este deja la a patra ediție, a devenit o cutumă în ultimii 4-5 ani de zile, ca premergătoare zilei spitalului, care este mâine, a 21-a aniversare a cele mai vechi unități spitalicești din Gorj. Consider că în Cărbunești, în aceste zile, este locul cu densitatea cea mai mare de specialiști ale medicinii din Oltenia, sau să nu exagerăm, poate chiar și din țară. Și autoritățile județene apreciază cadrele medicale prezente la acest seminar. În primul rând îmi pare bine pentru că sunt alături de acești oameni minunați, cadre medicale, dar și invitați în domeniul medical. Din câte ați văzut, sunt invitați de renume de la alte centre din țară, mai ales din Craiova. Le mulțumesc pentru invitație și în primul rând le mulțumesc pentru că îmi permit să fiu alături de dumnealor astăzi la un seminar atât de important. De foarte multe ori știți bine că pe lângă baza materială trebuie ca medicii să aibă și o mână de aur, astfel încât pacientul să iasă pe ușa spitalului, de pe ușa spitalului să iasă sănătos. Cadrele medicale prezente la Târgu Cărbunești consideră că este importantă aparatura de care dispun, dar și mâna specialistului care face ca pacientul să plece sănătos din spital. Un lucru foarte bun că se întâmplă și s-a mai întâmplat când tinerețea mea mergeam în spitalele din județ, aduc aminte, județul Dolj, Calafat, Filii, Iași, am început să-mi Caracal. Aici la Cărbunești trebuie să recunosc că n-am ajuns până acum, colegii din Târgu Jiu de asemenea, pentru că lucruri bune se pot face oriunde, numai în centrele universitare, schimbând impresii, schimbând experiență, pentru că sunt oameni foarte bine pregătiți și în teritoriu, nu e obligatoriu să lucrezi într-o clinică universitară. Totul trebuie făcut atât cât te duce, exact cum e titlul consfătuirii, cât te duce știința și conștiința. Conferința medicală cu titlul Medicina, artă, știință și conștiință s-a organizat pentru a marca cei 119 ani de existență a spitalului din Cărbunești.